națională în localitățile din jurul Bucureștiului a lipsit aerul de sărbătoare din alte vremuri. Micii nu au mai sfârșit pe grătare și oamenii n-au mai mers la cârciumurile care sunt acum închise. Epidemia le-a pus măști până și oamenilor de zăpadă. Nici o distracție, salut! Nici o distracție, că n-avem voie, că e coronavirus. Cum sărbătoriți astăzi de întâi, întotdeauna? Uite, reparăm că e ziua României. Batalioane române, Carpații, la arme și frunze în zon. Continuă matale, mă știi? Pe noi știe, nu știe mult asta! Pentru băiatul meu, pentru Ștefan, care e în Londra, și pentru Marin, care e în Franța. Sănătate multă și la nepoții mei. Din partea cui? Din partea cui? Din partea mea, tăticul lor. Ion. Dobric. De la Dobric. Dincolo de băieții de la Gaterul din Vidra, ulițele sunt pustii. Covidul pare că a stricat și ziua țării. Comunele de lângă București n-au mai avut iz de grătar și nici cheflii haioși în peisaj. Tricolorul de la ferestre parcă a fost mai puțin. Nimic organizat de primării ca altădată, niciun damp de fasole gratis la Cazan pentru popor, nimic, nici măcar în comuna 1 decembrie. Se mai face așa ceva? Nu se mai face? Nu mai, a dus timpul. Pandemia. Nu mai. Am început petrecere cu mașina stricată. Aoleu. Așteptăm să vină mașina stricată, să ducem undeva. Pentru România, un mesaj. La mulți ani. La mulți ani și suntem români. Toate cele bune. În lipsa chefurilor populare, fiecare și-a umplut timpul cum și-a permis și-a crezut că e bine. Unii au tăiat un porc și-au fiert vin în cinstea lui, a lor, a țării și a primei zăpezi din iarnă. La mulți ani, România! La mulți ani, România! La mulți ani, România! La mulți ani, România! La mulți ani! Fix de ziua țării, români anonimi au încercat să facă haz de necaz. Și-au meșterit și-au lăsat la vedere lângă șoseaua din Copăceni oameni de zăpadă cu pecetea pandemiei, mascați.